Oh, bună ziua, moșule! Bună ziua! Ați fost cu minți? Da. Te bucur că-l vezi pe moșu? Se bucură, numai că acum s-o trezi și somnoroasă, așa? Sunt somnoroși acum. Da. Uite, moșu ți-a adus niște cadouri. Vrei? Hai la moșu, hai să-ți dea moșu cadou. Da, hai. Micul aș bace, tu ai andei. Uite, nu seara aș mergi și mă găs mego micul aș bace. Ce s-a zis o poezie? Tu? Tu domnul doamne, micul aș bace, nu cuia așa. Munde l-o stă, omic mund, tonul ta o vivo. Coraciu, infant, e al mundul. Hai să-i spunem la moșu ceva, vrei să-i spunem? Munde, doamne, munde-o că sunt, munde-o cum mulțumesc. Și mă găs mego socala, și mă... Oh, ce frumos, Moșu. Sărăși mă o Miculaș. Ui, sărăși mă. Uite cine îl iubește pe Moșu. Mi-l mulțumesc. Acum ne-am trezit și suntem cu o care somnoroși. Haideți să vă dea și vouă Moșu ceva. Mulțumesc. Să crești mare și ție. O poezie, știți să îmi spuneți? O poezie. Hai să vă auzim. Nu contează, maghiară spuneți. Santa Ștefan Caracion. Am uitat un pic. Hai că te mai lăsăm un pic ca să-ți aduci aminte, bine? Da, uite, și când puteți împreună ceva să cântați. O colindă. Mergeți cu colinda, nu? Nu, românește. Bun. Am venit să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierinul s-a casă, dom, dom, să înălțăm. A plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-a vânat, dom, dom, să înălțăm. S-a vânat iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Să facă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm. Vezi fiind frumos domnului, dom, dom, să înălțăm. Bravo, felicitări! Felicitări, dragii moșule! Mulțumim, moșu, că ați venit și la noi, că ne-ați vizitat și vă dorim multă fericire, sănătate și ce doriți și dumneavoastră, să veniți și la anul. Sper ca la anul să fiți tot așa de cuminți cum ați fost acum, da, anul acesta. Deci trebuie să-i promiteți la moșu că o să fiți cuminți și că învățați bine, da? Da. Și mai învățați poezii. Poezii și colinde. Aștept că la anul să-mi colindați și altceva. Cât mai multe colinde ca să-l bucurăm pe moșu, să-l mulțumim dacă tot a venit la noi, nu? Da. Mai avem câteva alimente pe care vi le-am adus, vă rog să le puneți pe masă. Le mulțumim încă o dată celor care s-au gândit să facă o bucurie acestei familii, doamnei Silvia, doamnei Moni, lui Andrei și domnișoarei Amalia. Vă doresc să aveți sărbători fericite, în liniște și pace, să creșteți mari, sănătoși și frumoși și să o faceți pe mama să fie mândră de voi. Da? Da. Mulțumim foarte mult pentru aceste cadou și că ne-ați gândit la noi. Și vă dorim încă o dată sărbători fericite, un an cu cât mai multe împliniri și cu sănătate și cu bucurie.